găsit, dragi telespectatori, emisiunii Dreptul la Viață. Pentru săptămâna aceasta ne-am gândit să ne încadrăm totuși în contextul titlului emisiunii și să vă propunem o emisiune diferită de celelalte, nu foarte diferită, pentru că dreptul la viață este un concept destul de general și destul de integrat, ca să zic așa, trupește, fizicește și psihicește, așa, și psihologic și din toate punctele de vedere. Pentru săptămâna aceasta ne-am gândit să vă propunem o emisiune legată de sănătatea, în primul rând, trupească, pentru că trupul este, până la urmă, templul Duhului Sfânt, templul Sufletului, templul Sufletului, și pentru că de starea lui fizică și psihică și somatică chiar așa depinde foarte mult și cum se simte sufletul nostru. Pentru asta am invitat o persoană, o doamnă, care vrea să ne prezinte pentru prima dată, cred că în zonă, în Galați, cel puțin în zona aceasta, o tematică a uleiurilor esențiale. Uleiurile care sunt mai puțin cunoscute decât cele de prin diverse magazine, care sunt foarte diluate, foarte slabe. Vorbim de data aceasta despre esența acestor uleiuri și despre toate binefacerile lor. Dar nu mai puțin și partea sufletească, pentru că doamna se cheamă Marlena Chircă, fostă Tiber. Da, și pentru că dumneai ei este prezentatoarea acestor uleiuri în zona noastră, o să ne spună, pentru că nici eu nu știu foarte mult despre asta. Este și profesoară de muzică de canto și cântă prin diverse spectacole de muzică cultă, clasică și așa mai departe, soprană sau ce? Soprană. Așa, ca soprană. Și nu în ultimul rând, pentru că este și o femeie care și-a circumscris viața credinței în Dumnezeu, în Sfânta Treime. Și din această perspectivă și din cealaltă, cum spuneam, de soprană, o să ne și cânte câte ceva în această emisiune. Așadar, bine ai venit, surioară dragă! Bine v-am găsit! Pentru că nu vreau să... Și Hristos a înviat în primul rând. Nu vreau să ascund faptul că întâmplător ești sora mea de carne, dar nu numai de carne, și pentru ca nu cumva telespectatorii să ne acuze de ceva, eu știu, nici de partipriuri, dar nici de a ascunde faptul că, mă rog, suntem rude de carne și de sânge și am crescut împreună. Locuiești atât de departe, la capătul celălalt al țării, încât putem să spunem că în ultimii 20 de ani ne-am văzut de foarte puține ori, deci mai mult ne-am văzut în copilărie. De aia nu prea știu prea multe despre tine, dar nu eu, ci telespectatorii noștri, pentru că ce vrei tu să ne prezinți este ceva inedit, să zic așa. Așadar, ce ne propui pentru această seară în cadrul și în contextul emisiunii Dreptul la Viață? Emisiunea Dreptul la Viață mi-a făcut să mă gândesc la foarte multe lucruri. În primul rând, care este dreptul nostru la viață? Ce înseamnă dreptul la viață? A avea viață nu înseamnă să trăiești, să mănânci, să dormi, să muncești dimineața până seara, să-ți construiești case, mașini. Eu, din punctul meu de vedere, nu consider asta a fi viață. Dreptul la viață este atunci când ne bucurăm. E o parte din viață. E o parte, asta, da. Dar... Când ne bucurăm de? De tot ce a lăsat Dumnezeu pentru noi pe pământ. Și Dumnezeu ne-a lăsat foarte multe lucruri frumoase, începând cu natura, cu tot ce ne înconjoară, relieful, plante, pomi, flori și așa mai departe. Pentru că totul este Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu sau eu știu cum se relevă El nouă. Și pentru că mai presus de toate astea, fără voința noastră ne-a dorit viața. Și fără voința noastră jumătate o să ne-o ia cumva, pentru că era la dispoziția noastră cândva, când eram în grădina Edenului, să fim veșnici, să fim eterni. Am făcut ce am făcut, am păcătuit prin Adam și Eva și n-am mai rămas doar eterni în forma aceea, ci am devenit muritori. Și trupul acesta este cumva dator
să plătească cu o moarte. Așa a spus, sufletul se va întoarce la Dumnezeu care l-a dat, iar trupul se va duce în pământ de unde a fost făcut Adam și Eva. Și pentru perioada, aceasta limitată, cele două trebuie să conviețuiască. Când suntem călători în această perioadă, de la naștere și până la plecarea din lumea aceasta, la descompunere în două, sufletul la Dumnezeu și trupul în pământ, trebuie să trăim împreună această bucată de viață. Cât de importantă este această perioadă, acest segment de viață în contextul etern, al eternității, pentru că până la urmă noi ne vom reîntoarce la eternitate, la o formă superioară chiar, nu vorbim de reîncarnare, să nu se înțeleagă greșit, vorbim de faptul că vom fi veșnic, etern, fiecare dintre noi, unii în viață și alții în moarte, sau cum se spune în Biblie. Nu vreau să intrăm foarte mult în acest lucru, dar pe perioada aceasta pe pământ suntem călători și trebuie să conviețuiască trupul, sufletul și spiritul, pot să spun așa. Și cel mai greu lucru este să trăim toate cele trei părți să fie în armonie. Deci s-ar putea spune că atunci când ne naștem, nu trăim viața de plin, nu o luăm plenar. Trebuie să și conștientizăm la un moment dat cine suntem, cine ne-a făcut, cu ce scop ne-a făcut, pentru ce suntem aici și unde ne ducem dincolo. Cumva trebuie să ne punem aceste întrebări. Din momentul în care ți le-ai pus și ai găsit acest răspuns la toate acestea, se spune că ai reînviat într-un fel și trăiești conștient viața. Și atunci știi că viața asta este un dar de la Dumnezeu, care este dat cu un scop, dar tu trebuie să-l protejezi cumva și să-l dirigezi așa cum face barcagiu care ține cărma pe valurile apelor. La fel și noi în lumea aceasta trebuie să ținem. Și am vrut să spun așa, dacă pentru partea sufletească avem cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul în general, că El era Dumnezeu, El era la Dumnezeu, era cu Dumnezeu, era însăși Dumnezeu, cuvântul, da? Și avem cuvinte de la Biblie, pornind, care e principalul cuvânt pentru sufletele noastre, și multe alte cuvinte derivate din asta sau inspirate de Dumnezeu prin diversi oameni de-a lungul istoriei. Pentru partea trupească, aici avem cel puțin trei condiții, dacă nu mă înșel eu. Unul este hrana, care prin miracolul metamorfozei, sau cum să spunem, metabolismului, să se transforme în energie care să ne țină viața, să ne o susțină cumva. Dar au mai intervenit și boli și păcate, de multe care s-au transformat în boli și s-au confundat la oameni. Dar pentru asta avem prima dată plantele vindecătoare. Pentru că ne-am depărtat foarte mult de a ne hrăni corpul cu viață. Împreună, da, sigur, împreună cu soarele, cu luna, cu tot universul acesta, cum să spun, de nedescris, de frumos și de perfect, cât putem noi să înțelegem, încă mai mult de atâta este acest univers perfect. Deci pentru partea trupească avem astea. Pentru anumite accidente care apar în viața noastră, Dumnezeu ne-a învățat cum să le combinăm, cum să le extragem. Dumnezeu, când a creat omul, l-a pus în grădină. Și l-a pus să o îngrijească, oarecum, să se hrănească și să-i țină sănătoși. Și să-i țină sănătoși. Și să nu moară chiar. Căderea în păcat ne-a depărtat. Căderea în păcat sau în istorie, cum se spune, ne-a depărtat de sursele astea, de modul de percepere a lui Dumnezeu, că atunci simțea imediat Adam și Eva când apărea Dumnezeu și vorbea cu ei. După ce s-a întâmplat scurt circuitul acela, s-au pierdut o grămadă de simțuri. Cred că omul vorbea și cu natura, vorbea și cu animalele, era într-o, nu știu, comunicare perfectă atunci. Acum, trăind în starea asta de păcat în care, pentru ce, apropo, avem această viață scurtă pe pământ? Care-i rostul vieții, până la urmă? Finalitatea ei care? Să mergem spre viața veșnică, ne câștigăm viața veșnică. Și nu putem să ajungem decât apucând pe calea, anume calea care ni s-a spus că este adevărată. Și calea, acolo găsim adevărul pe calea aceasta și finalul celor două, găsirii căii și adevărului, este viața veșnică. Deci asta e scopul vieții noastre, nu pentru, cum ai zis mai înainte, pentru mașini, pentru case, pentru servicii, pentru gloria deșartă, mă rog, și pentru multe alte lucruri pentru care se zbat oamenii, se străpun cu mulțime de chinuri, chiar se ucid, se sinucid și așa mai departe, când nu reușesc. Și în felul asta acesta, e cauza care duce la îmbolnăviri din cele mai grave. Și boala face să dispară bucuria vieții. Da, și până la urmă nu mai pot vedea eternitatea vieții. Este amputată și este periclitată definitiv. Deci, tu, surioară dragă, că am făcut așa un context general, ai de o vreme
De 2 ani mai exact. Ai aflat ceva despre aceste uleiuri, da, care vin în sprijinul oblojirii bolilor, a îndepărtărilor chiar, preventiv, dacă nu mă înșel, și bineînțeles a redării unei stări mai aproape de starea din grădina Edenului, eu da? Eu pot să povestesc cum am perceput eu uleiurile astea la început și cum le percep în continuare. Eram într-o căutare, pentru că sănătatea mea fizică și emoțională nu era prea plăcută, prea frumoasă, și eram așa într-o căutare disperată, știam că ceva îmi lipsește, dar nu știam anume ce. Și foarte mulți ne păcălim că dacă mergem la biserică sau dacă facem anumite ritualuri și suntem în comuniune cu Dumnezeu. De altfel trebuie să spunem că gândul veșniciei, dorul după veșnicie a fost lăsat în noi undeva în creier, nu știu, în inimă, undeva în ființa noastră, și ea ne trădează, în ghilimele, de multe ori, pentru că atunci când auzim ceva frumos, când vedem ceva frumos, vibrează acea coardă sensibilă, sensibil, pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Gândul veșniciei, spune profetul David, până tu ai pus în mine până și gândul veșniciei. Pe de altă parte, un mare scriitor, istoric, matematician și credincios din secolul XVI, dacă nu mă înșel, Blaise Pascal, spunea că în inima fiecărui om este un gol care s-a produs atunci prin păcatul din grădina Edenului și prin alungarea din rai, a rămas un gol în inima lui, care are forma lui Dumnezeu. Dar și care golul ăsta știm că există doar când îl conștientizăm. Și după aceea dorim să-l umplem. După aceea dorim să-l umplem. Okay. El există, trăim cu el, deci, dar când energia noastră este toată îndreptată spre a cuceri, eu știu, diferite... Căutările tale sunt ale tuturor oamenilor. Da, da, pentru da, că toți suntem la fel, absolut toți absolut suntem la fel. Chiar dacă avem forme ușor diferite, de culoare, de nu știu ce, de fizionomie, suntem cu toții diferiți din fericire, spunea o reclamă, nu foarte de mult. Dar toți avem problemele esențiale de bază, și... că e negru, că e alb, că e din Asia, că e din Africa, că e din America Centrală sau știu eu, America preistorică, oamenii sunt la fel și au fost. Spunea un părinte că de fapt oamenii nu păcătuiesc că vor, ei încearcă să-și găsească fericirea în locuri greșite. Exact, pe cale greșită. De aia spune, a spus Mântuitorul atât de face rău, clar, aclamat, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt calea, pe aici, aici găsiți adevărul prin ce v-am spus eu, prin ce am făcut eu, și ca rezultat al acestor două îmbinări, calea și adevărul aflat, adevărurile aflate, care compun marele adevăr, veți avea viață. Și eu vreau ca viața voastră să nu fie una, zicea Mântuitor, chiar în lumea aceasta. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, și nu orice viață chinuită, târâtă, scrâșnită, eu știu, foarte agasată și agasantă în același timp. Am venit să aveți pace și liniște, o viață pe deplin. Și eu vă dau viața pe deplin. Bine, ce rol și ce loc au uleiurile esențiale și istoricul lor în afară de a relua firul, cum ai cunoscut aceste uleiuri? Uleiurile esențiale sunt, cum s-ar spune, grădina lăsată de Dumnezeu într-o sticluță. Este esența din plante, este viața plantelor. Plantele sunt lăsate de Dumnezeu cu un anumit scop, îmi spunea un medic care se ocupă cu medicina alternativă, oamenii care locuiesc la casă să fie foarte atenți ce plante cresc în jurul casei lui. Dumnezeu îi face să crească planta de care sănătatea lui are nevoie. Și noi care stăm la casă smulgem burienile și le dăm la găini. Nu le consumăm noi. Crezând atunci cei care, că, cei care se dezrădăcinează de casele lor și pleacă greu în alte părți, mută Dumnezeu grădina după ei, nu, sau ei se mută în alt loc? Influențează locul. Omul influențează locul. Mm-hmm. Ei devin un, deci trebuie să-și creeze cadru și mediu. Sigur, sigur. Da, ok. Și uleiurile esențiale sunt acea parte din plante care este viață și pusă în corpul nostru sub diferite forme ne amplifică viața noastră. Ne hrănim celula cu viața. Celula nu se hrănește cu mâncare procesată, da? Știm acum orice om care este preocupat de hrană sănătoasă. Celula fiind componenta de bază a corpului. Știe că o hrană procesată sau foarte mult procesată este ceva mort pentru corp. Sigur, eu am vrut să fac o pledoarie odată pentru a nu ne desrădăcina, nu părăsi locurile noastre, că dacă Dumnezeu ne-a trezit într-un loc, înseamnă că acolo a considerat El că este pentru noi situația, poziția optimă, și că n-ar trebui să o părăsim. Pe de altă parte, mă gândesc că lumea s-a extins prin această migrare și imigrare continuă ca să cucerească pământul. Pe de altă parte,
sute, mii de ani, omul a, cu mintea lui scoditoare a redescoperit și a reînființat, a readus, a reinventat, ca să zic așa, tot ce pe, am zis eu odată, tot ce e deasupra pământului e din acest pământ scos. Prin înțelepciunea oamenilor ajutată de Dumnezeu și prin invenții de tot felul, pe toate domeniile. Eu cred că Dumnezeu, sute... în dragostea lui pentru noi, pentru că a văzut că am ales dezrădăcinarea, da, ne-a văzut că am ales fuga, goana după avere, totuși în mila lui și în dragostea lui nemărsurată pentru oameni, s-a gândit că dacă nu, omul nu mai stă la casă și nu are plante care stă să crească, stă la bloc, atunci prin minți preocupate de slujirea oamenilor, le-a trimis sănătate prin sticluțele. E adevărat, esențiale. Însă vreau să spun și faptul că omenirea a și stricat mult prin migrarea sa, că a ocupat și de regulă era o vorbă, o butadă care spunea că tot ce atinge omul maculează, murdărește și schimbă. Adică ce era sălbatic și frumos, foarte frumos în sălbăticia aceea lăsată de Dumnezeu, omul a maculat, a șters și a... Mi-aduc aminte... Omenirea. Alți oameni, de exemplu, cum e Gary Young, se duce în... Vorbim de omenirea în ansamblu. Vorbim de omenirea în ansamblu ei. După aceea, unii au descoperit că trebuie să plece din civilizație în pustie, să se roage și să fie liniștiți. Nu știu dacă a fost alegerea bună sau nu, dar s-a întâmplat asta. Alții au căutat, pentru că am vrut să spun altceva. Uite, eu mi-aduc aminte de grădina noastră de la țară, la Tușa Mărina, acolo, când era plină de iarbă și de flori, de romaniță și mai nu știu ce. Și ne jucam pe acolo și era așa de frumos. Când a băgat tata tractorul și a făcut, a nivelat acolo, a stricat toată grădina ca să facă casă. Și toată viața am suferit după această grădină noastră în care nu mă vedeam din iarbă. Mă refer la curte, nu la grădina din spate, da? Și după aceea mă gândeam la faptul că omenirea prin mii de ani, prin oameni din antichitatea cunoscută grecească și așa mai departe, a inventat medicina și a încercat să sintetizeze din aceste plante și din natură și să facă așa zisele medicamente sintetice, care ușor, ușor... Sintetice nu sunt din plante, au încercat prin formule chimice să imite. Să imite. Da, au făcut și plante, că multe din aceste care pastile sunt din plante, au... sunt din plante, nu sunt sintetice. Și a avansat atât de mult încât la un moment dat și-a dat seama omenirea că stai puțin că asta ne cam otrăvesc și ne fac rău. Și atunci unii au emigrat din nou din civilizație în natură, au trăit acolo, au luat plante, au început să le recunoască din ce mai aveau ei amintiri și ce-au mai găsit scris și au reinventat, ca să zic așa, natura, medicamentul natural. Se reîntorc. Cât mai pur ne întoarcem la o bârșie, ca să zic așa, nu numai la o bârșie aia istorică, dar ne întoarcem de multe ori la natură. Întoarcerea la natură este o pledoarie formidabilă făcută pe tot pământul astăzi, pentru că ne-am dat seama că prin locurile astea, prin medicamentele sintetice și prin multe alte, prin viața sintetică pe care o trăim, noi nu mai avem viață. Și atunci unii oameni au descoperit sau au propun în înălțimea și în adâncimea civilizației, ca să zic de astăzi, remedii întoarcerea la natură. Deci, vorbește-ne despre experiențele tale cu aceste uleiurile esențiale, în special cele Young Living, au intrat în viața mea într-un moment când sănătatea fizică era... Young Living cine este? Pe scurt. Young Living este o firmă, da, care poartă numele întemeitorului, Gary Young. Da. Da, Young Living. Cu sediu în America, da. Cu sediu în America și este specială pentru că el promovează uleiuri terapeutice de grad A. Uleiurile sunt de mai multe grade. A înseamnă cel mai pur. A înseamnă planta distilată prin abur. Adică cea mai pură esență care poate esență, fi. Da. Pur. Și deci Gary Young a înființat firma asta în 1994. 94? E destul de tânără. El, în urma unui accident, i-a căzut un copac în cap în pădurile din Amazonia, a fost foarte bolnav, s-a apucat de studiu uleiurilor biblice, pentru că uleiurile sunt menționate în Biblie. Dar el a avut, așa, dar el a avut o revelație. El era un om credincios. Și o revelație. Și s-a rugat la Dumnezeu, l-am auzit anul trecut spunând povestea vieții lui, oameni din mai multe biserici se rugau
pentru... Nu, dar el a avut un accident grav, dacă nu mă înșel. Un copac i-a căzut în cap, a intrat în, l-a băgat în pământ prin zăpadă și a rămas paralizat. Așa, și după aceea el și-a adus aminte de Biblie, că scrie despre uleiurile. Și-a adus căutările lui, se ruga disperat la Dumnezeu să-i dea viață, rețelele pentru că voia să trăiască. Și a ajuns prin cineva care a adus niște documente despre uleiuri esențiale de lavandă și s-a apucat să studieze beneficiile uleiurilor esențiale din Biblie și a început să aibă prima lui distilerie, câmpul lui de lavandă. Dar cred că le-a făcut astea după ce el s-a vindecat cumva. El s-a vindecat în urma aplicării acestor uleiuri în sănătatea lui, în viața. Dar de ce? Medicina alopată nu îi mai dădea nicio șansă? Sau ce? Nu reușea să-l readucă la viață. Nu reușea. Și el este doctor. Este doctor? Doctor Gheriang. Da. Era doctor atunci doctor în pădurile amazonene? Da. Deci era oarecum în domeniu, da. Așa. Și acum au dezvoltat o întreagă industrie cu o echipă de chimiști, biologi, care analizează cum să scoată din plantă molecula vindecătoare. Adică plantele au parfum, uleiurile esențiale nu sunt parfumuri. Dar noi avem uleiuri esențiale și în detergenți. Nu? Cumpărăm detergent cu parfum de lavandă. Dar acolo parfumul de lavandă nu vindecă. Este doar pentru miros. Nu este terapeutic. Uh-huh. Este doar pentru miros. Și ei studiază cum să scoată molecula care ajută corpul să revigoreze, să se refacă, să ajungă la nivel celular și acolo să fie influențată în bine viața. Deci, dragi telespectatori, eu știu cât puțin așa, nici n-are nicio legătură cu vrăjitorii, cu vindecătorii, nu. E pur și simplu știință și credință, aș putea să spun, pentru că este foarte clar și eu m-am convins de acest lucru. În orice domeniu, omul, în tehnică, în IT, în agricultură, în ce vreți, dacă este și credincios și este și cunoscător în domeniul respectiv și când un om le îmbină pe acestea amândouă, este un produs imbatabil. Deci nu concură cu plasticurile sau cu orice altceva. Și eu cred că Dumnezeu se folosește de anumite întâmplări, să zicem așa, în ghilimele, ca să dea omenirii anumite... Sigur, există o legătură. Ca să facă așa o mică glumă, Isaac Newton, despre care se spune că i-a căzut un măr în cap în timp ce se plimba prin livadă și se gândea la legile naturii, atunci de la mărul ăla căzut în cap s-a gândit cum e și a descoperit gravitația, legea gravitației. Că par lucruri banale, dar totuși... De acolo a plecat. Da, pentru că Dumnezeul nostru, chiar dacă a fost nevoit să ne izgonească din rai, din grădina Edenului, a fost nevoit datorită faptului că noi am amputat legătura cu Dumnezeu, da, nu ne-a lăsat totuși singur, nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi părăsi și nu ne-a părăsit. Chiar dacă traseul nostru și al fiecărui om, dar și al omenirii în ansamblu ei, este unul lung, este sinuos, este în zigzag, este cu multă durere, cu arșiță, cu suferință, cu sudoarea frunții, cu lacrimile, eu știu, durerii și așa mai, și uneori chiar și cu despărțiri și așa mai departe. Asta e drumul omenirii. În tot acest drum Dumnezeu ne-a pregătit, aș zice, un plan mântuitor pentru sufletele noastre, dar ne-a pregătit și ne-a lăsat destule alianuri, mângâieri și să zicem, medicamente pentru trup și sfaturi pentru sănătatea noastră. Și pe care noi suntem liberi să le alegem sau nu? Da, și aici libertatea e relativă, pentru că și săracii din Africa sunt liberi, dar n-au cu ce și n-au cum să aleagă, pentru că omenirea a încurcat foarte tare lucrurile. Am vrut să spun că starea națiunii Pământului este foarte gravă, bolnavă din toate punctele de vedere, aproape ca și Gary Young, aș zice, care doar sufletul mai pălpâia în el și lumina vieții mai pălpâia în el și a credinței, dar lumea este foarte bolnavă din toate punctele de vedere. Auzim știri care ne îngrozesc și se vor amplifica aceste știri pe finalul existenței noastre, care nu știm când va fi, dar e clar că toate semnele care sunt în jurul nostru ne arată că suntem pe un final. Ceea ce încercăm noi, sau ceea ce și cu această emisiune chiar, și cu acest gen de emisiuni, încercăm să ușurăm viața celor care chiar caută cu adevărat, exact, cum spuneam, caută sensul vieții lor, să îi se subordonează și pentru asta la urmă caută și o viață trupească cât mai liniștită, mai comodă, mai fără convulsii și fără suferințe. Adică până la urmă tot vom muri și tot vom plăti
prețul pe care l-avem de plătit. Dar nu-i tot una cum mori dacă ajungi, cum am văzut oameni care se zbat în ghearele diavolului și ale bolilor și blastă-mă pe Dumnezeu și lumea și copiii și tot ce au rămas în urmă, pentru că așa au trăit o viață și au fost acaparați de balaurul ăsta care nu-i mai dă drumul. Omului, cu cât îmbătrânește și devine și mai bolnav, cu atât e mai greu să se refacă. Și așa că este robul alegerilor lui zilnice. Da, este, ce privește hrana, exact, modul de viață. Am și vrut emoțiile. Să zic, da, că dacă pentru trup trebuie hrană, trebuie curăție, să ne spălăm, și mai trebuie și căldură, dacă nu mă înșel, că erau trei condiții pentru existență. Hrana e bolnavă și ea săraca, am îmbolnăvit-o de tot și suntem de multe ori, mâncăm o travă, ca să spunem așa, fără să știm sau fără să vrem să știm, pentru că unii știm și tot nu vrem. Pentru că astea sunt alternative. Apropo de libertate, libertatea este nu știu, atributul celui care are, care își permite să aibă libertate pentru că o cunoaște, o dorește și e dispus să facă ceva pentru libertatea sa. Libertatea nu e o stare, nu e un dat. Nu e un dat. Și Abraham Lincoln, mi-aduc aminte că spunea că libertatea nu este să faci ceea ce vrei, ci ceea ce se cuvine să faci. Și când te gândești ce se cuvine pentru sufletul meu, știu că e cuvântul lui Dumnezeu, pentru trupul meu se cuvine să mănânc mâncarea mai cu grijă, mai măsurată, mai, de ce nu, științific, combinată, așa, calorii cu ce mai hidrocarbur și mai, nu mai știu exact ce, cum, că nu mă pricep la asta, dar vorbesc la modul general, așa. Și atunci e nevoie și de căldura cealaltă a celorlalți. Cred că prin emisiunea aceasta mea și prin invitații pe care îi aduc aici, încerc să le dau și hrana aceasta, o bucățică, o parte, și să le dau și căldura de care sunt atât de lipsiți. Și cei mai mulți oameni sunt nefericiți pentru că sunt și bolnavi sau se îmbolnăvesc pentru că sunt nefericiți, pentru că nu simt căldura, nu simt curățenia și nu simt viața pe care Dumnezeu a vrut să o avem noi. A fi credincios nu înseamnă a spune sacul în cap, cum spun mulți. A, dacă mă întorc la Dumnezeu, trebuie să nu mai fac aia. Nu, ce înseamnă să trăiești, cum spunea Abraham Lincoln, să faci ceea ce se cuvine, ceea ce este bine pentru tine, și aceste rezultate se vor vedea în calitatea vieții tale și, de ce nu, a celor care se uită la tine, copiii tăi, nepoții tăi și chiar semenii și colegii tăi. Te rog. Simt nevoia să încurajez acum din ascultătorii acestei emisiuni segmentul numit Femei după 40 de ani, în special. Pentru că am trecut pe acolo și știu că este o etapă foarte dificilă în viața femeii. Toate punctele de vedere. Sunt niște schimbări. Schimbări nu numai de prefix. Unele trăiesc roabe frustrărilor, amintirilor, nereușitelor din viață și lovite și hormonal, nu mai au bucuria vieții. Eu eram într-un astfel de moment când am descoperit uleiurile. Pentru că tot corpul mă durea, am spus la un moment dat: Doamne, dacă asta e viață de acum încolo, fă bine și ia-mi-o, că nu mai aveam bucuria vieții, pentru că tot ce făceam era o durere. Poate durea și sufletul. Și sufletul și trupul determina sufletul, sufletul își avea zbaterile lui și trupul trăgea înapoi, chiar dacă el ar fi căutat o eliberare din fizic, nu reușeam pentru că suntem nevoiți să conviețuim. Și am avut așa o perioadă de 2 ani, cred, în care, ca orice femeie, să zic așa, să găsesc cuvântul mai emancipată, educată, făceam tot ce știam eu că trebuie făcut pentru ca sănătatea mea să fie în formă. Gimnastică, diete, toate astea nu dădeau rezultatele așteptate. Eu aș vrea doar să le spun acestor femei și cred că și tu ești în asentimentul meu, că dacă faceți doar aceste diete, gimnastici și nu știu ce, doar ca să fiți sănătoase și frumoase, nu e bine, nu e de ajuns. Păi nu, că nu doar ca să... Trebuie să îmbinăm partea sufletească cu... Dar nu poți. Asta vreau să spun. Nu poți și atunci... Că femeia la vârsta asta nu poate. Din cauza loviturilor hormonale. E condamnată? Nu, ea se condamnă singură. Ok, pentru că... Aici vreau să vin și spun, pentru că diavolul foarte
și Red știe lucrul ăsta și vine și lovește femeia cu gânduri foarte dăunătoare, în primul rând, relației cu Dumnezeu. Uite ce Dumnezeu și ai... personal a relației și apoi a familiei sale, exact, și a societății, pleacă, pentru că familia e celula societății, nu așa? În familie femeia este împlinită, liniștită, toți sunt în armonie. Dacă mai mult de atât. Păi dacă cu ea, ea cu Dumnezeu este dacă împlinită, ești și în familie. Da, atunci noi dorim căldură, noi suntem responsabile cu relațiile, cu relaționarea în familie. Vreau, nu vreau, rostesc citate pentru că le-am acumulat de-a lungul vieții și nu pot să nu spun că un francez, că nu mi-aduc aminte numele acum, zicea că viitorul bun este al celor care îl cuceresc, nu al celor care îl așteaptă. Care stau cu mâinile, asta e, am ajuns în situația asta, ce face toată lumea, fac și eu și gata, mă încrucișez brațele și fac, nu fac. Deci ce faci și tu, propui ceva activ pentru... Da, propun... echilibrare, reechilibrare. Echilibrarea și pot să spun că pentru mine Oleiul Rai a fost ajutorul necesar în momentul respectiv ca să mă pot elibera. Simțeam că sunt în niște legături care de mine depindea să le rup, dar nu puteam să fac asta. Și de ce? Pentru că cel mai mult eram afectată emoțional. Și noi femeile... Tot mai mult doctorii vorbesc astăzi de faptul că starea sufletească lovește, implică starea trupească, somatică, psihicul și sufletul lovește și fizicul. Se aude foarte des expresia mănâncă pe stres, mănâncă pentru că vreau să-mi completez niște goluri și mi le cred eu inconștient că mi le umplu mâncând. Uhum. Și mai ales noaptea. Cred că femeile... E ceea ce se cheamă bulimie, dacă nu mă înșel, mănânci? Nu neapărat bulimie, dar o chestie așa de... E aproape. Mănânc ca să-mi întorc fața de la adevărata problemă, de fapt. Și... ca un soi de răzbunare asupra mea, nu dar știu, dar cred că e inconștient facem asta. Eu nu cred că conștient ne facem noi rău. Așa cum oamenii se simt mai degrabă dornici sau nevoi să înjure sau să lovească cu pumnul prin dulapuri, prin pereți, exact. Se descarcă. Într-un fel. Se descarcă, este o utopie. Este o utopie, pentru că este o metodă diabolică până la urmă. Echilibrul trebuie să fie și noi. Și nemâncând sănătos, mâncând o hrană procesată și mâncăm ce este și mâncăm și ce cantități, se face la viteză. Și viteză, cantitate? După, da. După ele atrag și cantitatea, că mâncăm repede, mâncăm ce găsim, înghițim prea multe calorii, nu le mai apucăm să le mai consumăm, că nu facem mișcare fizică și atunci a mers tăvălugul distrugerii vieții mele personale. În momentul în care am descoperit uleiurile într-o noapte plină de insomnii, cum știu cum le-ai descoperit? Cum știu femeile că le trăim noi insomniile astea, pur și simplu am zis că nu, aleg să, apropo de libertate, nu deschid televizorul noaptea, nu pot să citesc o carte că simt că nu mă pot concentra, mă duc, deschid calculatorul și vreau să citesc ceva nou. Păi am trăit sub asta, vreau Imperiul să descoper, nou. De altfel, să descoper ceva nou. E umenesc până la urmă, e firesc. Și atunci, în drum spre calculator, mintea mea mi-a venit așa și foarte puternic cu uleiuri esențiale. Tot le vedeam prin mall-uri, prin... Bine, erau fake-uri. Magazile, multe sunt fake-uri, pentru că am văzut, am cumpărat și eu, să pun în casă și... Când zice esențial, m-am gândit, trebuie să fie ceva, e o esență, trebuie să fie ceva puternic, ceva. Și am deschis calculatorul și acolo am găsit un filmuleț unde cineva, foarte scurt, în 7 minute, a spus cum Dumnezeu, în dragostea lui pentru oameni, a lăsat vindecarea, ajutorul sănătății noastre prin plante, semințe, flori. Rețineți un pic cuvântul. Mi-aduc aminte de un moment din Biblie când la Mântuitorul a venit o femeie păcătoasă, nu știu dacă nu era Maria Magdalena, care auzindu-l a fost răpunsă în sufletul ei și s-a simțit vinovată și s-a descărcat în același timp în credință și cu lacrimile care îi curgeau ei îi spăla picioarele Mântuitorului care erau pline de praf și ale cărei gazdă nu le-a văzut, deși erau în obiceiul lor ca cel care vine la tine în casă din deșert în zona aceea a Israelului să spele picioarele, mă rog, nu i-a dat nici lighean, nici așa. Femeia aceasta i-a spălat picioarele cu lacrimile ei și le-a uns, dacă nu mă înșel, cu mir de nard. Acolo, acum am înțeleg și eu. De mare, care era, a umplut camera de miros. Așa. Și era un mir de mare preț. Și unul dintre ucenici, dacă nu cumva chiar Iuda, a zis, șerii,
risipă să face, că dacă s-ar fi vândut ăsta, am fi trăit o săptămână, o lună, nu știu cât, era un preț foarte... Se menționează și vasul, era un vas de alabastru. Un vas de alabastru, micuț, dar ca foarte prețios și ar fi costat foarte mult, înțeleg. Ei în vasele astea își țineau economiile... Pentru... Adică cum le face lumea de astăzi în lingouri, în lingouri, în euro sau nu știu ce, ei aveau uleiuri esențiale. Erai cotat ca fiind foarte bogat în funcție de câte uleiuri, ce cantitate de ulei bun, esențial. În afară de aspectul ăsta, era clar efectul lor extraordinar de vindecător. Pentru că altă dată i-a uns și părul, dacă nu mă înșel, și după ce a murit la cuvăr după cruce, l-a spălat, l-a îmbălsămat cu aceste balsamuri sau tot uleiuri esențiale, am înțeles cât de prezente au fost în istoria omenirii, și ce importante. Și ai citit acel, ai auzit acel filmuleț? Am auzit acel filmuleț, am început să caut, să citesc, mi-am deschis un cont, eram invitată să-mi fac un cont și la Young Living. Și ca să afli mai multe informații. Să pot să fac rost de produse și să aflu mai multe informații. Da. Și așa am fost sunată câteva zile de cineva din America, româncă din America, și mi-a spus că o să-mi trimită informații să citesc despre ele. 4 luni am tot citit și m-am convins că sunt esențe felul lor de distilare, cum sunt distilate, cum sunt procesate. Gary Young face, este foarte atent. Meticulos. În... Da, are un principiu de la sămânță la sigiliu. Așa se cheamă lozinca lor. Principiul de procesare a acestor... El, de la faza de însămânțare în pământ, supraveghează să nu fie chimicale. Pământul să nu fie tratat chimic. Da. Sămânța să nu fie tratată chimic. Planta, modul de... Se studiază foarte mult modul unde se dezvoltă planta natural. Sigur. Și are câteva locuri în lume unde acolo sunt ferite de... Plantele cresc natural unde Dumnezeu le-a lăsat. Ca să accelerăm acolo puțin povestea, da? Deci de la momentul plantării, apoi distilarea, procurării sămiții, da, distilării și, au, și îmbuteliere. Ei și... verifică ei odată și au și laboratoare terță de... persoană, firmă care vine și atestă dacă... E produs... ca la noi, ca la orice produs, există produsul... o firmă de stat sau nu știu dacă o autoritate de stat care le autorizează. Da, da. Ok. Și atunci am spus că astea simțeam că sunt pentru mine, simțeam, e o chestie care numai cine le trăiește. Da, mă gândesc că sunt o serie de vraci, de vindecători, de tot felul, care vorbesc despre, așa cum spunea odată cineva, a venit la noi pastorul Cutare și ne-a vorbit despre Dumnezeu, dar a venit și fratele Cutare, Traian Dorz era în discuție, că n-avem să ne ascundem, și a zis, ne-a vorbit Dumnezeu. Una este când vorbești cuvântul din, de aici și de aici, știință. Din știință, și alta e când vorbești din experiență proprie. Proprie, deci da. Tu vorbești de experiența ta proprie. Da, cum le-am simțit, dar, cum le-am... Bun, și legat de asta să ne spui și ce istoric așa există, dacă există multă lume care atestă. Păi, istoricul și ce atestă, Google e plin, iar eu de 2 ani, după ce le-am folosit, atunci 4 luni au trecut până am citit, până m-am informat, și a 4-a lună am zis gata, e momentul să mi le achiziționez, să văd dacă să faci experiențe pe... dacă este adevărat sau nu. Întotdeauna mi-a plăcut să încerc pe corpul meu. Așa au făcut anumite... oamenii cinstiți care au inventat câte ceva în lumea. Unii și-au pierdut viața chiar. Spus, pentru mine și mi-asum riscul. Când am văzut că în 5 zile după ce am început să le aplic pe corpul meu, eu, de la femeia care eram... plângeam tot timpul, nu dormeam, insomnii grave, pofta de viață îmi dispăruse, bucuria. Spune-mi, îmi dispăruse. Erau probleme de natură psihică? Emoțională și hormonală, chiar somatică, hormonală, și somatică, adică corpul tău era dezechilibrat. Era tot o durere. Bun, și când aici poți să le aplici, care au dispărut, primele sau cum s-a întâmplat? Păi primul care a dispărut a fost neliniștea. Mhm. Am simțit, dar poate așa era, cum corpul meu se grănea. Știi, poate era ceea ce se zice în lumea asta, efectul placebo. Păi adică nu are cum să fie efect, de ce nu efectul placebo și când mâncăm o mâncare care ne place, de exemplu, eterna friptură cu cartofi. De ce și se vorbește mult, gândește pozitiv, mie nu-mi place această expresie, că nu-i doar a gândi.
Sigur, e important, dar dacă gândești așa fiecare zi, gândesc că mi-e foame, dar nu mă duc la frigider exact, să mănânc. Nu mănânc azi, mănânc mâine, mor de foame. Deci dacă aș mănânc doar cu gândirea, dar trebuie să mă duc să ce fac ceva. Nu? Primul, cel mai mare efect, cea mai mare bucurie a mea a fost când am putut să adorm liniștită, fără tablete de... Altele de dormit. Da. Nu foloseam tablete, foloseam tincturi, tot pe bază naturală. E o boală quasi generală, mondială, pot să spun, această neliniște, acest stres, care eu face, îi duce pe oameni la insomnii, la disturbări de tot felul și care e o racilă foarte grea asupra omenirii. Da, dar eu nu eram omul care îmi provocam. Bun, și cu ce? Am ales de fiecare... Nu puteai să o oprești. Nu puteam, pentru că era ceva din interior. Capul refuza să doarmă, el nu intra în repaus. Avea ceva... Mi se întâmplă deseori și mie, da, din alte motive. Mintea urla mai mult decât era nevoie sau decât îi permiteam eu să fac. Nu poți să dictezi chiar cum vrei tu. Nu poți și nu ai resursa necesară. Noi zicem de multe ori, eu sunt și fac eu ce vreau cu mine. Ei, uite că nu-i chiar așa, de multe ori nu se întâmplă așa. Chiar Gary Young l-am auzit spunând anul trecut că noi cu mâna noastră ne-am făcut aceste boli. În primul rând, că nu respectăm legile la care... Bine, asta e o cultură sau incultură sau subcultură, dacă vrei, umană. Că ne-am dorit să facilităm mai mult trupul și firea noastră prin tot ce am făcut noi decât sufletul și a rămas în urmă. Nu neapărat, dar chiar și trupul, noi nu respectăm și nu-i dăm nici legile nici, pentru nici la trup, dar am rămas în regulile pe care Dumnezeu... Dacă nu ne culcăm când se întunecă, noaptea-i zi. Păi nu ne culcăm odată cu găinile. Noaptea-i zi, ne culcăm după două noaptea, când știm că deja somnul valoros a trecut. Da. Suntem bombardați de unde electromagnetice, internet. Deci nu știm nici cum să ne disciplinăm viața. Da, și asta sau nu putem, este sau asta o urmare a alegerilor noastre. Da. Ne trezim târziu, când ne trezim fuga, nu mai avem timp. Păi bine, dar vezi că ăștia nu ne-au întrebat până dacă ne-au schimbat ora, deschimbă ora și ne perturbă când mai devreme, când mai târziu. Acum ora... Nu, mai erau să facem noi, să facem noi tot ce depinde de noi și să rămână doar astea, da? Plus că nu mai respectăm ziua a șaptea, ziua de odihnă, ziua Domnului, în care să dăm totul Domnului, mersul la biserică, în închinare. Nu vorbim de sâmbătă sau de duminică, vorbim și de sâmbătă și duminică. Ziua de închinare, în care noi trebuie să ne oprim, nu? Da. Și înseamnă, este o oprire. Muncim mereu, da. Cum spuneau indienii, a dus un indian în oraș, că mergea mereu și la un moment dat se oprea. Și hai să mergem că întârziem. Nu, stai să-mi vină și sufletul din urmă. Deci nu putem să alergăm, mergem, să gonim. Da. Trebuie să fim împreună. Foarte interesant, da. Și asta a fost efectul cel mai puternic care l-a avut asupra și mea. Și cât a durat până când te-ai restabilit cât de cât? Păi total. Efectul foarte puternic l-am văzut după 5 zile. Da? Când, contrar obiceiului de vreo 2 ani, când plângeam de la orice, eram hipersensibil, am simțit așa cum izvorăște bucuria în viața mea și am început să cânt la volan, am început să cânt și mi-a venit să cred, nu pot să cred, eu cânt așa de drag, de bucuria vieții, și atunci mi-am dat seama că corpul meu a primit ajutorul de care avea nevoie, practic a primit hrana, un supliment, cum se tot vorbește astăzi, dar nutritiv, care a ajuns exact acolo la celulă unde se fac toate perturbările. Și cu efect terapeutic, nu doar nutritiv, pentru că el a și corectat ceva. A reașezat. Lucrurile esențiale sunt clar chei care vin și reglează celula. Ajută eu cred, din câte să se restabilească. Da. A fost acum 2 săptămâni la un seminar la București și lucrul ăsta ni s-a spus foarte clar. Uleiurile esențiale nu vindecă. Uleiurile esențiale ajută corpul să-și facă singur setările. El este rânduit să facă, mulți oameni... Și aici e nevoie și de efectul placebo, și de credință, și de rugăciune, și de... Pentru că îmbinate... Suntem un tot. De altfel, cum spune Solomon, funia împletită în 3 e mai puternică decât în 2, deci a împletită în 2 fire, știi? La fel și aici, când și mintea, și sufletul, și iată ajutorul ăsta... Păi oamenii ce fac? Converg în același... Ce fac la o durere gravă de cap? Prima farmacie, care e la fiecare colț, mă doare capul, ce, Nurofen sau eu știu? Băi, și eu fac așa ceva. Și nu știu care e cauza durerii de cap. Da. Cauzele durerii de cap sunt multe.
Și atunci, adică tratăm efectul, doar zici tu, și nu cauza. Ne ducem acolo. Aceste uleiuri ajută să... dar nu mă duc la sursă. Deci ajută să regleze nucleul celulei acolo, cumva, cine perturbă acolo unde s-a perturbat echilibrul vieții noastre. Și mie, asta mi se pare fantastic. Bun, but ca să nu mai spun că și miros foarte bine. Da, da. Și ai acest aparat care acest se cheamă... aparat numit difuzer. Da. Difuzează în aer particule de ulei esențial. Care ce este în el? Acum am pus un amestec. Nu, dar baza ce e? Apă, nu? Apă, da, apă. Și în apă pus picături de ulei esențial. Sunt difuzate la rece, da? Nu se, prin încălzire se, da, da, se anulează efectul terapeutic. Efectul termic mai distruge din... Și împrăștie în aer microparticule de ulei esențial, care sunt cele mai mici, este format de nanoparticulă. Eu însă simt acum o stare deosebită, eu fac deseori remisiuni, da? Și n-am acest difuzer mereu, da, că nu trebui. A fost al tău. Dar într-adevăr simt și miros și, da, da, că... și în afară de faptul că eram foarte obosit când am venit aici. Prin miros. Mi-era așa de somn, da, în sfârșit. Prin miros, noi inhalăm, da, și parfumul merge la creier. Uleiul esențial pătrunde în sistemul limbic al creierului, acolo unde sunt stocate emoțiile, amintirile. Și cum se duce fiecare unde știe, știe locul sau... Păi, cum? Așa cum sângele își face singur treaba, că Dumnezeu l-a spus ce să... Viața unui om este în sângele lui. Da. Viața plantei este în acest ulei esențial. În momentul în care intră în corpul nostru, sânge cu sânge, se recunoaște celula, de ce e nevoie? De când ai, te așteptam. Se și spune că oamenii buni se recunosc, sau oamenii care au așa un feeling. Și cei răi se recunosc între ei și așa mai departe, da. Alege partea pozitivă. Și alege categoria de care se simte atras. Și eu fac acum terapie prin inhalare. Noi petrecem foarte mult timp în spații închise, ar trebui în mod normal să stăm mult în natură. Două chestiuni. Înțeleg că timpul ne mai fugărește și trebuie să... așa. Care e propunerea ta pentru emisiunea noastră, Dreptul la Viață, pentru telespectatori? Și care sunt, că de câte știu sau înțeleg, sunt și cam niște prețuri cam preparate? Nu. În ce privește prețul, chiar nu sunt preparate. Nu? Nu. Și te referi la raportul preț-calitate. Preț-calitate și cantitate. Și cantitate, ok. Pentru că este suficient să aplic pe corp unul, două picături și deci, crezi la corp că beneficiază. A lua la cunoștință despre aceste uleiuri telespectatorii noștri le-ar îmbunătăți viața? Le-ar îmbunătăți foarte mult viața și, în primul rând, vreau să subliniez faptul că ele sunt de grad A, terapeutic, da, fără chimicale. De ce faci asta? De ce vrei să ne propui această... Vreau, cum am spus, segmentul ăsta femeilor peste 40 de ani, vreau să-și găsească ajutor cum eu mi l-am găsit. Nu, și pentru că este în firea umană și nu, mai ales acelor care... Nu, oamenii din jurul meu să fie... Să este principiul de... albinilor, că una când găsește un lan cu polen sau de cu ce are... Să duce și le cheamă pe toate, nu și aia întâi, da, și după aceea. Și până la urmă este un principiu divin, ca să zic așa, că dacă ți-a făcut ceva bine, cum a spus Mântuitorul, ălea care l-a vindecat de lepră, du-te și te arată preotului, du-te și fă ce spune legea, da, dar arată și spune-i că uite, nu mai ești. Da. Și spune și altora. În ideea asta faci, nu e pentru un câștig material sau pentru că lumea astăzi e plină de fake-uri, de minciuni, da, și de tot felul de chestii și chiar și alea, de unde știu eu că fabricile lui sunt în America, păi, sunt așa cum sunt, că nu minte. Se poate ști că cine devine membru, da, și ca să devii membru nu plătești nimic, da, doar îți faci un cont și trebuie să comanzi. Pentru că am ajuns serioară astăzi atât de încercați de nesiguranța și nesinceritatea vieții, încât ne îndoim uneori și de cei care ne aduc unii de alții și ea de noi înșine. Și vrem să vorbim despre lucrurile astea. Pune la dispoziția tuturor membrilor posibilitatea de a vizita acolo ferma, de a vedea cu ochii lor până la urmă cum se lucrează, prelucrează și... Da. Până la urmă tot un soi de procesare este, dar o procesare la rece, netermică. Ei știu exact când, în care momentul zilei, când trebuie culeasă planta. Când ia la perioadă, pe an, zi și așa, da, oră din zi. La care, momentul optim, ca la să care, zic așa. Exact, la care temperatură se usuce. Cât timp? Că dacă o usuci prea mult, distrug. Bun, dacă e prea deci puțin. Este deci totul absolut măsurat. Foarte studiat și nu este singur. Are o echipă pentru foarte mare.
vreau să ne arăt, să ne spui ceva, nu știu, să ne cânți ceva, pentru că timpul e așa cum... Păi ce aș putea să spun, oare... Rapid o prezentare, așa. O prezentare scurtă. Și mai continuăm și altă dată, poate. Mai sau continuăm. Dă un site-ul, nu știu. Este format un kit din 12 uleiuri. Sunt astea 10 și mai încă 2. Uleiuri tot, care tot sunt numărul 12 de la... Care ar trebui să le aibă orice om în casă. Pentru nevoile urgente. Avem un DJI pentru afecțiuni digestive. Tot ce înseamnă digestie, inclusiv paraziți intestinali, se poate folosi cu succes, cu rezultate sunt pozitive. Există un site cu multe review-uri din astea, da. Comentarii care pot fi... Oamenii spun din experiența lor, da, cum da. I-au ajutat. Deci ce mai are Gary Young? Are un set de uleiuri singulare, da? Lavanda, extrasă din lavandă, lemonul din coajă de lămâie, copaiba, o rășină, care e antiinflamatoare, tămâia, frankincense-ul, toată lumea știe cât e de benefică tămâia, pepermintul, antiinflamator și ajutor pentru digestie. Și deci înțeleg că există acoperire pentru toate problemele, nevoile, mai puțin cele chirurgicale, ca să zic așa, sau da. Că alea n-ai ce să le faci, sau ce nu acoperă? Nu știu, păi dacă îți rupi un os, te duci la doctor. Nu poți să pui un ulei și să-l repare. Ok, dar te ajută probabil. Așa, la... da, ajută la refacere rapidă. Și are un amestecuri de uleiuri în această sticluță DJI. Sunt mai multe uleiuri singulare care împreună ajută digestia. ERSI, afecțiuni respiratorii. Da, trebuie să încheiem cumva. Păi dacă v-am stârnit interesul, eu știu, se pot pune întrebări. Pot lăsa un număr de telefon? Te rog, sau site ceva, nu știu, de fapt e numărul meu de telefon, dar... Un număr de telefon? Un site ceva, dacă există sau unde... Nu, un numărul meu de telefon și să fiu eu contactată și atunci pe fiecare... Atunci, te rog să-l spui dacă aștept să mă contactați la numărul de telefon 0747 977 071 sau pe Facebook Marilena Tiberchircă. Și acolo vă pot da mai multe informații despre cum se pot achiziționa, cum se folosesc, sunt cărți. Și le mai indici niște site-uri sau da, nu știu ce. Sunt cărți okay. care ne ajută cum să le folosim, ce recomandări se fac pe diferite afecțiuni. Da. O ultimă concluzie pentru această pledoarie. Alege viața. Dreptul la viață. Să alegem viața. O viață de fapt, toți ne dorim. Nimeni, aproape nimeni nu alege moartea, ca să zic așa. Dar ea vine oricum. Și atunci trebuie să facem ceva, să lungim viața, dar să o și îmbunătățim în calitate. Și această pledoarie pentru aceste uleiuri, înțeleg că se vrea o pledoarie pentru calitate și chiar longevitatea vieții da. De aici. Da? Ok, încheiem emisiunea aceasta cu promisiunea că mai venim altă dată, deși noi am mai avut încă o oră, am mai fi avut încă o oră la dispoziție, dar nu putem din motive tehnice și atunci te-aș ruga să ne cânți o cântare care crezi că potrivit cu aceste sărbători da. Și cu aceasta închidem emisiunea. Aș vrea să cânt o cântare de înviere. Ok. Cântare de izbândă în lumea răsunat, biruitor în morțe, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Biruitorul în morțe, Hristos a înviat. Cântați, popoarea lumii, căci cel ce v-a iertat plătindu va păcatul, Hristos a înviat. Hristos a înviat.
adevărat a înviat. Sperăm să reînvie speranța unora dintre cei care se uită la noi, care nu mai era deloc, și poate că e și aceasta un firicel care ne duce spre calea cea adevărată din punct de vedere al sensului vieții noastre în lumea aceasta și al ușurării necazurilor și problemelor și, de ce nu, a îndepărtării morții pentru totdeauna. La revedere, dragi telespectatori, să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.